Întrucât mulți cetățeni și-au dorit ca Paștele să-l sărbătorească în țară alături de familie, polițiștii de frontieră au desfășurat ample acțiuni de control la granița cu Serbia. Prezenți au fost și reprezentanții DSP Mehedinți pentru a efectua triajul epidemiologic. În perioada sărbătorilor pascale, polițiștii de frontieră au desfășurat ample acțiuni de supraveghere și control la granița cu Serbia, dar nu numai. Pentru a opri orice infracționalitate, peste 600 de polițiști de frontieră au fost la datorie în zilele de sărbătoare. În această perioadă, pe sensul de intrare în țară, la realizarea controlului de frontieră efectuat de lucrătorii noștri, participă și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică în vederea efectuării triajului epidemiologic și dispunerii măsurilor specifice. În prezent, prin punctele de frontieră, tranzitul autoturismelor și al persoanelor se derulează în condiții normale pentru această perioadă, fără a se înregistra blocaje sau timpi mari de așteptare. Dacă situația o impune, vor fi suplimentate arterele de control pe sensul de ieșire sau intrare în țară, după caz, până la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctelor de trecere a frontierei. În vederea fluidizării traficului la granițele României, reprezentanții Poliției de Frontieră Mehedinți mențin permanent legătura cu autoritățile de frontieră din statele vecine, alături de care se efectuează controlul de frontieră în vederea dispunerii unor măsuri comune. Pentru ca tranzitul să se desfășoare în condiții de siguranță, prezenții la punctele de frontieră au fost și reprezentanții DSP Mehedinți pentru a efectua triajul epidemiologic. În prezent, prin punctele de frontieră, tranzitul autoturismelor și al persoanelor se derulează în condiții normale pentru această perioadă, fără a se înregistra blocaje sau timpi prea mari de așteptare.